Plantele purifică aerul, îți bucură privirea cu frumusețea lor și emană o energie aparte. Există flori care îți pot distruge viața personală, dar există și flori care atrag dragostea. Încearcă să crești una sau mai multe dintre aceste plante și vei vedea cât de repede îți vei găsi fericirea și sufletul pereche. Copacul dragostei este o plantă puternică energetic. Această plantă este numită și arborele iubirii, deoarece este capabilă să ajute gazda să-și găsească sufletul pereche. În plus, planta ajută la întărirea unei relații și minimizează conflictele și certurile. Crinul păcii are cele mai puternice proprietăți magice, fiind un expert în relațiile amoroase. Planta se mai numește și fericirea femeilor. Energia plantei schimbă radical spațiul din casă, pe care îl umple de confort, atrage bucuria și pozitivitatea. Crinul păcii ajută doamnele să atragă bărbații, oferă femeilor încredere și le înzestrează cu o feminitate și o atractivitate debordantă. Crinul de interior ajută fetele singure să atragă atenția bărbaților. Multe femei care sunt în căutarea iubirii aleg crinul de interior atunci când își decorează casa. Această plantă dezvăluie farmecul feminin al gazdei. Eucarisul sau crinul de interior trebuie ținut într-o zonă a casei unde cade lumina lunii. Abia atunci abilitățile sale mistice vor funcționa. Mușcata este considerată floarea gardiană a familiei, deoarece poate proteja partenerii de separare. De asemenea, mușcata are proprietăți magice și energetice care atrag bogăția. Relatează m.disinews.ro.